dacă dormea cu cineva în cameră, nu putea să steau, că îl dădeam afară, că sporăiam tare. Nevastă mea mi-a arătat pe telefon și de-aia am și venit. M-am săturat de... Nu e vorba de bani, că ar fi vorba să... Că, da, dai 50 de lei și 20 de lei și dai pe picăturile alea. Dar trebuie să nu mai puneți picăturile în păi această nu perioadă pun, de timp. Nu le mai pun, atunci eu ziua nu pun deloc, mai seara. Domnul Dobre Marian, apnee de somn, rinită medicamentoasă, rinită hipertrofică, deviație de sept și dependență de picături, de ani buni, de 11 ani, a spus dânsul. I-a făcut turbinoreducție cu radiofrecvență, micșorarea cornetelor cu radiofrecvență, pentru că respiră foarte prost noaptea, folosește aceste picături, care nu-și mai fac efectul. Am făcut intervenția cu radiofrecvență, respiră acum imediat după intervenție, dar o să apară reacția inflamatorie, primește indicații de tratament și control la o lună și, bineînțeles, să nu mai pună picături de nas și sperăm că spunem adio picături de nas.